Universitatea Politehnică Timișoara a fost desemnată cea mai bună instituție de învățământ superior din România în domeniul inginerie și informatică. Clasamentul academic a fost realizat de Scholar GPS, care clasează UPT și în topul instituțiilor cu cei mai bine plasați oameni de știință. Domeniul Engineering and Computer Science, sau în traducere Inginerie și Informatică, este dominat de Universitatea Politehnică Timișoara la nivel național. Cel mai nou clasament academic întocmit de Scholar GPS, care și are sediul în California, deținut și operat de Meta, clasează Instituția de Învățământ Superior Politehnistă pe prima poziție în acest clasament. Totodată, UPT este în top și la categoria oamenilor de știință. Se remarcă academicienii Ion Boldea și Radu Emil Precup pentru performanța academică în domeniul de expertiză Electrical and Computer Engineering. Academicianul Ion Boldea ocupă poziția a treia ca cercetător român. Dacă se consideră impactul instituțiilor pe toate domeniile, universitatea este ierarhizată pe poziția a șaptea, dacă sunt evaluați ultimii 5 ani ai activității academice. Aceleași poziții sunt menținute pentru evaluarea academică sau non-academică a activității. Scholar GPS oferă evaluarea și ierarhizarea instituțiilor, domeniilor și disciplinelor, a arilor de expertiză și a cercetătorilor la nivel mondial, național și instituțional. Realizează clasamente evaluând profilul cercetătorului, profilul instituțional, cei mai citați cercetători, clasamentul instituțiilor și cele mai citate publicații și altele. Sunt evaluate peste 55.000 de instituții, dintre care 15.000 sunt academice, și peste 30 de milioane de cercetători.